Noul an școlar este la mai puțin de o lună distanță și probabil te întrebi în ce condiții va reveni copilul tău în bancă, ce măsuri de siguranță vor fi și cine le va lua. Discut cu Ștefan Ionescu, editor corespondent al FNews. Ștefan, ce decizie a luat Ministerul Sănătății până acum? Alice, lucrul cel mai important este că ministrul Sorin Câmpeanu a declarat că prezența va fi una fizică în noul an școlar. Vaccinarea elevilor, dar și a profesorilor, nu este obligatorie. Centrele medicale ale școlilor ar putea fi transformate în centre de vaccinare pentru elevi, pentru părinți și pentru bunici. Sorin Câmpeanu nu exclude să avem și anul acesta scenariile de anul trecut. Roșu, verde și galben ar putea fi însă modificate pragurile la care elevii trec în școala online. Acest lucru va fi reglementat printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și Educației, care va apărea la începutul lui septembrie. Și pentru că tot am pomenit de Ioana Mihăilă, spune că măștile vor fi obligatorii în școală. Dar directorii de școli au vreun cuvânt de spus sau părinții? Să încep cu părinții. Reprezentanții lor sunt chemați săptămânal la minister pentru a discuta despre școala din toamnă. Un părinte poate să-și țină copilul acasă să facă școală online doar în caz că acesta are o boală cronică. Directorii de școli vor trebui să verifice că sunt respectate condițiile din ordinul comun de miniștri. Dar care este situația în alte țări? În Scoția, care este pe cale să înceapă orele, profesorii și elevii sunt încurajați să se testeze de două ori pe săptămână. Măștile sunt obligatorii, iar angajații școlii trebuie să stea la un metru distanță de colegi și elevi. Spania, care are un grad ridicat de imunizare, a trecut și la vaccinarea adolescenților, iar cel puțin 6 regiuni fac asta și cu copiii cu vârste între 12 și 15 ani. Măștile sunt obligatorii, iar copiii pot să interacționeze doar cu colegii de clasă. În Italia, de azi începe vaccinarea fără programare a copiilor și adolescenților cu vârste între 12 și 18 ani. Pentru profesori și ceilalți angajați ai școlilor, dar și pentru studenții la universități, Green Pass-ul este obligatoriu. Trecem peste ocean, în Statele Unite, fiecare stat decide dacă măștile sunt sau nu obligatorii. Asta a dus însă la certuri aprige între părinți și din cauza faptului că unii copii le poartă și alții nu.